De ce ați declarat? Ați vorbit despre acele elemente. Ați venit? Cum? În ce calitate ați fost citat? Am fost citat ca martor în legătură cu afirmațiile despre tentativa de lovitură de stat. Am fost întrebat dacă am elemente în sprijinul afirmațiilor mele și le-am prezentat procurorului. Ceea ce se baza susținerea dumneavoastră? Nu documente. Dar ați vorbit despre elemente care dovedesc o posibilă lovitură de stat. Ați vorbit despre aceste elemente? Le-ați enumerat, poate? Tot ce am avut de spus, a spus în fața procurorului, ca martor, s-a pus în vedere că nu pot să spun ce am... Acel document de unde provine, care susține ideea dumneavoastră? Așa am înțeles, că ați depus un document? Nu, n-am depus niciun document. Am spus că n-am depus niciun document. Înțeles. În ce Dragnea, de ce a durat? Pe care ați discutat? Ce le-a spus procurorul? V-au întrebat despre presupuse finanțări. Ați făcut o declarație, să o luăm logic. Ați făcut o declarație în care ați spus că sunt elemente care vor dovedi la un moment dat o eventuală finanțare externă. Ce le-a spus despre asta procurorilor? Păi tocmai asta v-am spus, că ce le-am spus dumneavoastră nu pot să vă spun dumneavoastră aici. De ce a durat o lună până să vorbiți despre tentativa de lovitură de stat? Poftim? De ce a durat o lună până să, aproape o lună până să vorbiți despre o presupusă tentativă de lovitură de stat? Mă refer la faptul că domnul Manda a spus că Helvig la audieri în comisie a declarat că SRI-ul a avut un membru acolo în comandament și a trimis informări și înainte și imediat după proteste atât MAI-ului cât și jandarmeriei. Presupun că informațiile ajunse la MAI au ajuns și la dumneavoastră. De ce a luat o lună până să reclamați? Prost. Atunci spuneți-ne dumneavoastră cum stau lucrurile. Păi nu, presupuneți greșit, doamnă, eu n-am primit informări nici de la SRI, nici de la Ministerul de Interne, nici de la nimeni. Ne puteți spune atunci de unde l-ați primit? Totuși, despre ce elemente vorbiți? Pe ce vă bazați această idee? Le-am spus procurorilor. Există mai mulți demnitari, secretari de stat și ofițeri superiori din jandarmerie care spun că nu au avut asemenea informații care să susțină ceea ce susțineți dumneavoastră. În plus, chiar doamna ministru, în a doua declarație după evenimente, spunea că nu există asemenea informații. Când au apărut aceste elemente? Am încheiat, că asta nu e conferință de presă. Pare rău. Cum vedeți acest dosar? Domnul Dragnea, totuși, de ce? Inchetație jandarmii? Nu, dar nu vreau să-mi dau cu părerea. I-am spus și domnului procuror, care este punctul meu de vedere, jandarmeria, în opinia mea, a acționat legal și conform regulamentelor lor pe care le au, în condițiile în care acolo au fost niște violențe destul de mari. Și cine ar trebui să fie vinovat, domnule președinte? Am stabilit de mult că nu mergeți după mine. Veți merge să dați aceleași declarații și în dosarul de la DICOT? Merg unde mă cheamă oricine. De ce nu-i puți jandarmeria plângere imediat după ce ați ieșit dumneavoastră la antenă? Voi e teamă de o punere sub acuzare în acest dosar? Nici vorbă. Procurorii spun că dumneavoastră a cerut să vă... Dar de ce nu stați voi acolo? Că văd că lucrați împreună, sincer. Ați vorbit despre o finanțare. Ați vorbit despre anumite... Stați acolo, că văd că lucrați împreună. Păi, lucrează împreună. Ați vorbit despre elemente care arată, iată, o lovitură de stat. Ați vorbit despre aceste elemente. Aș vrea să ne spuneți din ce le răspundeți acestor vedere... protestatari, domnule președinte? Deci, nimic. Vinovat, o să ajung la mașină. Cine ar putea fi vinovat dacă jandarmeria a acționat legal? Atunci cine este vinovat pentru ce s-a întâmplat atunci? Cei care au organizat aceste violențe. Și reacția jandarmeriei este care nu a fost susținută de Serviciul Român de Informații. Faptul că jandarmeria a acționat ilegal, îi cereți demisia? Dar abia am început ancheta, lăsați-i. Comentați că sunt peste 800 de plângeri penale împotriva forțelor de ordine. Comentez. Domnule președinte, Uniunea Salvaților... Asta, înțelegem că au fost elemente în anumite declarații, s-au spus că au fost elemente care au arătat că vor pătrunde acei ultrași sau acei protestatari violenți. Cine trebuia să-i oprească și de ce nu l-au oprit? Nu mă întrebați pe mine. Uniunea Salv... Ministru are vreo responsabilitate. Nu sunt susținute nici măcar de Serviciul Român de Informații, nici de Secretarul de Stat Marin Nucu din Ministerul de Interne. Pe ce vă bazați? Am spus procurorului. Totuși sunt milioane de români care își doresc să știe despre ce vorbiți. Întrebați procurorul. Doamna ministru poate are responsabilitate pentru modul în care au reacționat forțele de ordine pe 10 august. Eu nu știu care sunt regulamentele lor și nu știu cine a coordonat. Cum vă explicați faptul că... Ministrul de Interne și șefa jandarmeriei. Întrebați procurorul. Cum vă
explicați faptul că jandarmeria a depus plângere la DICOT abia după ce ați ieșit dumneavoastră la Antena 3 să vorbiți despre tentativă de lovitură de stat și nu înainte. Cum vă explicați faptul că jandarmeria a depus plângere la DICOT abia după ce ați ieșit dumneavoastră public cu informații despre lovitura de stat și nu înainte? Întrebați-i pe ei. Mulțumim! A fost imagini care arată că au fost și protestatari pașnici. Inclusiv acea intervenție a fost justificată și legală, așa cum spuneți? Eu n-am auzit întrebarea. Au fost protestatari pașnici care au fost și ei loviți și se vede pe imaginea acestui. Ce mesaj aveți pentru acest protestatar pașnici? Tot timpul să se delimiteze de grupurile violente. Asta este răspunsul. Cum comentați acele imagini, acele imagini în care oamenii erau pașnici? Imaginile care erau loviți cetățenii pașnici și jurnaliști, domnule Dragă. Nici înainte, nici după. Ați primit informații în timpul protestelor despre ce se întâmplă în stradă? Sunteți președintele Camerei Deputaților, era normal să fiți informat. Mi-aș fi dorit. Carmea, eu a primit totuși informații de la SRI. Doamna Carmen Dan, nu v-a spus nimic? Nu. Înainte de protest ați avut o discuție cu doamna ministru în legătură cu modul în care se intervine forțele de ordine? Am spus acum 30 de secunde, nu. Ce le răspundeți acestor protestatari care... Nimic, ce... nimic. Ia uitați-le! Cătușele le meri! Cătușele trebuie! Apușcărie, infractorule! Acționați violent! Cătușele trebuie! O să o demiteți pe domnul. Nu vreți să mă lăsați, nu? Credeți să vedeți copii, să gazeți niște copii, să gazeți niște copii, când deja vreau să fii, să gazeți niște copii, când deja vreau să fii, să gazeți niște copii, când deja vreau să fii.